că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Caracteristica sau stăpâna unei nunți este bucuria. Celelalte stări nu sunt decât slujnice. Teama, îngrijorarea, oboseala. Noi rămânem în compania stăpânii astăzi. Lui Ioan se trage un pic cortina acolo în ostrovul Patmos și vede câteva secvențe de la nunta aceea din cer. Și în Apocalipsa 19 cu 7 spune: și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca buburitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia! Domnul Dumnezeu nostru a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim, că a venit unta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. In subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Aș vrea să păstrăm atmosfera asta îmbibată cu bucurie, că de fapt astăzi nu-i decât o repetiție pentru nunta la care vrem să ajungem toți. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Domnul Iisus vorbește despre nuntă în Noul Testament, spune câteva pilde și eu am învățat câteva lucruri. Primul lucru care l-am învățat: când ești chemat la o nuntă, du-te. Eu astăzi am venit, că m-ați chemat. Știți că odată un împărat a făcut nuntă la ficiorul lui, o chema niște oameni și ăștia nu au vrut să vină. Și nu o ieșe bine. Doi, când ești chemat la o nuntă, du-te pregătit. Când o dai ospățului de nuntă, până la urmă o intra mulți, dar unul o intra nepregătit. Și-a venit stăpânul, zic, prieteni, cum ai îndrăznit să intre așa? Și al treilea lucru care l-am învățat: când te duci la o nuntă, caută să afli care-i locul tău. Că unii s-au dus la o nuntă, s-au așezat prea în față și spune că a venit stăpânul și a spus: voi un pic mai în spate. Și eu de azi dimineață mă tot uit care-i locul meu la nunta asta. Câteodată unul se crede că e cel mai important, el. Dar e o greșeală. Mă uit la ceas, eu cred că cel mai important azi e Dumnezeu. Apoi sunt mirii, sunt părinții, sunt reprezentanții bisericilor, sunt atâția prieteni, eu sunt doar o virgulă. Și voi face oficiul ăsta doar. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Va lăsa omul pe tata și pe mama, cei doi se vor face un singur trup, că tu ești pentru el un ajutor potrivit. 1 Corinteni 16 cu 16, eu vorbesc foarte succint. Ajutor la lucru. Cunoașteți casa lui Ștefana, el ne-a ajutat. Fiți și voi recunoscători un astfel de oameni care ne ajută la lucru. Să vă ajutați la lucru. Nu știu care e lucrul vostru exact. Știu că aveți școală, că aveți funcții, dar nu știu detalii. Ajutați-vă la lucru și acasă. Ajutați-vă la lucru unul pe altul. 1 Corinteni 1 cu 11. Voi ne veți ajuta în rugăciunile voastre. Ajutați-vă unul pe altul în rugăciune. O să fie nevoie. O să fie nevoie, ajutați-vă unul pe altul în rugăciune. Evrei 2 cu 18. Pentru că el a fost ispitit, știe să vie în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Ajutați-vă unul pe altul când apare o ispită. S-ar putea el să fie odată ispitit, s-ar putea ea să fie. Ajutați-vă unul pe altul. Că ispita vine. De exemplu, eu eram dat în diaspora, într-o parcare, veneam dimineața la adunare și am luat o familie, cred că era chiar gazda la care am stat. Familie tânără, frumoasă, cu un coșuleț în mână, avea un copilaș. O coborât, trebuia să intrăm din altă mașină, o coborât o altă pereche. Tot tineri, frumoși, așa. Iar bărbatul ăsta i-a salutat pe cia
Și se uita lung după familia aceea, la care nevastă omit în fața lui, spune: ei, iubitule, eu sunt aici, unde te uiți? Uite, eu sunt aici, uite-te la mine. L-a ajutat la nevoie, na? Că poate să vină ispita. Ia-i un ajutor, ajutați-vă întotdeauna. Dumnezeu să vă ajute. Am ales aici un gând practic pentru voi, din versetul 10. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Voi doi vreți să aveți zile bune unul cu altul? Doamne ajută! Nu, dar trebuie să faceți ceva. Să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșurătoare. Atenție cum vorbiți. Noi nu stăpânim, poate voi mai bine, eu stăpânesc mai greu limba română. Câteodată vreau să fac un compliment și iasă așa ca o ofensă de dimineața. Am vrut să-i spun ceva frumos și o ieșit până la amiază, nu pot liniști. Când dacă nu ești atent, odată o predica un frate, dar frate pocăit, și el spunea că tinerii trebuie să fie curați, trebuie să se teamă de Dumnezeu. Și s-au îmbalat el așa la predică: fratele, eu m-am temut de Dumnezeu, eu am fost un om sincer, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o nevastă de 107 kg. Măi, când o auzi nevasta, s-o mâne, parcă n-o mai găsit alt compliment. Dar el dus de vară așa, o spus ce-l durea pe el, știi? Și de asta, de acum repar în urmă. Atenție cum vorbiți. Deci promovați anumite cuvinte, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă, cu sare, să dea har celor care aud. Puneți interdicții pe anumite vorbe, să nu se aud între voi glume proaste, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Și apoi mai spune cuvântul Domnului aici: depărtează-te de rău și fă binele. Am încercat să identific posibile lucruri rele în viața de familie. De la mine de acasă eu vorbesc acum. E nevastă aici, mi-a mai luat din el, dar-i bun așa. Am ales versetul 9. Acolo Pavel, în Petru, în capitolul 3, are câteva recomandări pentru nevastă, pentru bărbat, apoi pentru mântuirea noastră de obște. Dar eu m-am luat versetul ăsta și l-am aplicat în viața de familie. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, că la asta a fost chemat, să moșteniți binecuvântarea. Am numit eu asta răzbunarea. Tendința de a întoarce rău pentru rău și o cară pentru o cară. Îți spune nevasta un cuvânt, nu a fost atent, a greșit. Și tu nu poți să ierți, nu poți să taci, nu poți să suferi. Parcă te mănâncă limba să spui ce la înapoi, că doar și tu știi să vorbești, nu numai ea. Stai că spun și eu ceva. Nu, dar Biblia nu ne lasă. Nu ne dă voie să facem asta. Nu întoarceți rău pentru rău. Care vrea să spună amin la versetul ăsta? Nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați. Frații mei, nu vă răzbunați, poate aveți și motive câteodată. Dar ce să facem? Să se depărteze de rău și să facă binele. Dar care e bine? Spune în 2 Corinteni, parcă 2 cu 7, mai bine să iertați. Coloseni 3 cu 13, îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. O să fie pricini, vă spun eu. Nu suntem oameni perfecți. Nu suntem. O să fie pricini să ne plângem. Dar vine Apostolul Pavel și spune: îngăduiți-vă și iertați-vă. De nu întoarcem rău pentru rău, nu predic din versetul ăsta, nu intrăm în detalii, doar o recomandare. Decât să te răzbuni, mai bine să ierți. Doamne ajută din asta. Mai scrie 1 Corinteni 15, parcă 33. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Voi ați avut prieteni până acum, așa, din ăștia, burlați și fete nemăritate, probabil. Ei, de acum o să aveți un alt tip, familii tineri, o să dorească să se împrietenească cu voi și e normal. Alegeți cu grijă prietenii, pentru că tovărășiile rele
strică obiceiurile bune, anturajele nepotrivite duc la faliment. Am întâlnit astfel de familii ajunse pe marginea prăpastiei din pricina prietenilor, cu ghilimele. De aceea doresc ca Domnul pe ei să-i binecuvinteze. Psalmul 101. Doamne, voi cânta îndurarea și bunătatea ta, Doamne, ție voi cânta, voi umbla cu inima curată, când vei veni la mine? Și aici psalmistul alege musafirii. Pe cel mândru, la o parte, pe cel ce clevetește nascuns, nu va sta. Pe cel cu inima curată, pe cel care e neprihănit, alegeți. Deci, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu vă faceți tovarăși răi. Faceți-vă prieteni, oameni al lui Dumnezeu, când vin la tine în casă să cânte o cântare, să facă o rugăciune, tu ești prorociță, tu ai vedere, să folosească Domnul de voi. Bine? Doamne ajută-ne la asta. Și apoi mai scrie în Coloseni 3:5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care o închinare la ei. Am ales aici poftarea. Tot felul de pofte vin. Eu am predicat odată pofte păcătoase, pofte nevinovate, nu știu dacă sunt pofte sfinte. Poftarea trebuie identificată și scoasă din casă. Ăsta e rău, depărtează-te de rău, fă binele, dar care e binele? Galateni 5:22. Înfrânarea poftelor. Dumnezeu să ne ajute. Mai spun un rău. 1 Timotei capitolul 6, nu știu dacă vreți să scăpați toți de răul ăsta, cu versetul 10. Căci iubirea de bani e rădăcina a tăti relele. Vreți să scăpați de asta? Eu ți-am min puternic. Nu prea vreți să scăpați de iubirea de bani, nu? Eu n-am spus de bani, că bani și mie îmi trebuie. Dar iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Familia în care predomină sau prioritar este banul și problemele financiare sunt familii chinuite. Nu mai ai nevastă, nu mai ai bărbat, nu mai ai copii, nu mai ai suflet, nu mai ai adunare, nu mai ai nimic. Ai numai nevoie de bani. Și iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Fugi de asta. Dar ce trebuie să faci? Tot în 1 Timotei 6:18. Îndeamnă pe bogață veacului acestuia să nu spună nădejdea să fie darnici și de la 17, să nu spună nădejdea niște bogății pământești, ci să fie darnici să spună astfel o bună temelie pentru viața veșnică în celălalt verset 19. Da? Deci nu iubim banii, nu iubim banii, din potrivă promovăm dărnicia, Dumnezeu să ne ajute. Puneți vă rog ceasul că acum ia spun amin. Un cuvânt al fratelui Titus dimineață mi-a adus un gând de predică. El s-a uitat la cei doi și a spus: astăzi corabia voastră începe să plutească spre malul celălalt. Nu citesc din Eminescu, dintre sute de corăbii care lasă malurile. Numai un gând mai am de aici: pericolele care se pot întâmpla în călătoria pe mare. Acum sunt vapoare, nu mai sunt ambarcațiunile alea mici, le răsturna orice val. Dar până la urmă și Titanicul s-a scufundat și altele, că furia mării, când e mânios Dumnezeu, e mai mare decât priceperea oamenilor. Și am întâlnit în călătoria asta câteva pericole. Unu, are în Israel loc un război puternic. O femeie se ridică și cheamă toate semințiile la luptă. Și merg, câștigă mare biruință, dacă îmi face recesământul, vede că unul a lipsit. Deși la păraile lui Răuben mare au fost paturile, întrebarea e: tu de ce ai stat în staule să ascult behăitul turmilor? Zabulon o sta liniștit în Judecători capitolul 5, versetul 17. Dan o sta pe corăbie. Eu am numit-o asta nepăsare. Deci tot Israelul pleacă la luptă, unii merg la pescuit, alții merg la plajă, da? La limanurile lor au stat. Dar de ce nu te-ai dus la luptă? Că poporul lupta. Sunt acțiuni în adunare
când adunarea e în post, când adunarea e în rugăciune, când se roagă pentru bolnavi, când adunarea e în jertfă, când adunarea e în stăruință, când adunarea e la repetiție, când adunarea e la studiu. Fii prezent, fii prezent. Am înțeles că Domnul v-a dat daruri, darurile astea nu sunt pentru acasă, sunt pentru a sluji în adunare. Știți care e unul din pericole? Nepăsarea. Pe ei Domnul să-i păzească de asta. Amin, amin. Apoi mai spune că Iosafat în cartea 2 Cronici, capitolul 20, s-a înțeles cu Ahazia. Iosafat era bun, Ahazia avea o purtare nelegiuită. S-a înțeles, a făcut niște corăbi ca să le trimite la Tarsis. Dar a venit un proroc, Eliezer, fiul lui Dodeva din Mareșa, și spune, pentru că te-ai unit cu ăsta, Domnul îți nimicește corăbile. Și a venit o furtună și le-a scufundat. Repet, de prietenile alea păcătoase, anturajele alea rele. Când Iosafat făcea singur corăbile, poate îl îngăduia Domnul. Dar pentru că s-a unit cu Ahazia, Domnul i-a nimicit lucrarea. Încă o dată atenție la prietenile care le avem. Al treilea pericol. Am întâlnit două corăbii gata să se scufunde în Luca, în capitolul 5. Toată noaptea au pescuit, nu au prins nimic. Și dimineața Domnul spune, aruncați mrejul din partea dreaptă, au tras, au umplut amândouă bărțile și se scufundau băncile. Pietru fuge, pleacă, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Un pericol pentru unele familii e abundența. Chiar binecuvântarea care o ți-o dă Domnul, repet, nu știi să o gestionezi. Eu am întâlnit oameni pocăiți, tineri pocăiți, și când o dat de abundență și de binecuvântare, parcă s-o schimbat. Odată la noi, un frate prezbiter, vorbeam despre cineva, o spun, măi, ca să vezi pe un om ce îl poate capul, care e caracterul, dă-i bani. Dar nu așa o săptămână, lasă câțiva ani, cu bani mulți. Hai să vezi că schimbă prietenii, hainele, anturajul, multe schimbă om. Că unii nu suportă, nu știu cum să se poarte. Apostolul Pavel spunea în Filipeni, știu să trăiesc și în belșug și în sărăcie. Sunt unii care nu știu să trăiască în sărăcie. Și li se duce familia să scufundă casa și familia lor din pricina abundență. Mă rog, Domnul vouă să vă dea minte înțeleaptă. Amin. Da? Și mai este un pericol. Beni spunea, când îți pui ochelari în buzunar, știu cum închei. Mai este un pericol. Se duceau spre Roma. Furtună mare. Corăbieri au vrut să fugă. Și Pavel îi spune, fapte 27, dacă oamenii ăștia fug, nu sunteți scăpați. Am numit eu abandonul. Au vrut să părăsească corabia, să fugă. Băi, cât ar fi de greu, nu abandonăm familia. Nu abandonăm. Stăm acolo. Cu nevastă bolnavă, cu bărbat bolnav, cu copii bolnavi, cu copii mulți, cu alimente. Noi stăm acolo. Ne-am pornit pe toată viața. Dumnezeu să ne ajute la asta. Ca abandonul e un pericol. Și apoi să vă dea Domnul să ajunge la malul celălalt. Și dacă nu vine Domnul, știți ce mă gândeam pe scaun? Eu mă gândesc că Domnul vine, dar dacă Domnul nu vine, peste zeci de ani, o să fiți doi bătrâni înalți, dar nu vă cocoșați prea tare, tot așa din mână să mergeți și să vă iubiți. Și Dumnezeu să fie cu voi și cu noi. Amin.